găsit la o nouă ediție de One to One. Sunt Ovidiu Mita și astăzi vom vorbi despre minte, despre suflet, despre emoțional, despre rațional, cu psihologul Raluca Șandru Sarca. Despre multe alte decât cele pomenite aici vom vorbi astăzi, așa că, Raluca, bine ai venit. Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație. Cu mare, mare plăcere, ce faci, cum ești? Bine, așteptam să te cunosc. Și eu, uite ce reciprocitate. Galbenul ăla merge foarte bine cu decorul nostru, așa că, iată toate ingredientele unei discuții perfecte astăzi despre minte, suflet, trup și nu doar. Apropo de trup, se spune că șahul, sau nu doar de trup, ci și de minte, șahul este sportul minții. Sunt curios dacă l-ai practicat atunci când ai fost mică. Da, dar pierdeam de obicei. Și te-ai făcut psiholog ca să recuperezi exact. Cele pierdute în copilărie. Dar mergând mai departe, pentru că, iată, am în față un psiholog, o să te descos, așa cum descoși tu pacienții, oamenii care vin la tine. În afară de rege și regină, ce piese îți erau așa favorite, pe care le considerai redutabile? Calul. De ce? Pentru că copil fiind îmi plăceau animalele și acum îmi plac foarte mult animalele, dar categoric calul era preferatul meu, calul negru. Ai avut parte în copilărie și de cal pe bune, nu doar cel de la șah? Doar așa, ca și excursie, ca și experiență de vacanță, când mergeam cu părinții pe undeva și la mai călăream. Bunicii nu aveau cal, dar... Cum ți-a fost copilăria? Uite că încet, încet mergem, sau am mers deja spre etapa asta din viața ta. Cum ai caracterizat-o? Cred că cea mai frumoasă perioadă din viața mea, dacă stau să mă gândesc bine. Am crescut la bunici. Unde? Ca să te reperăm așa. În Târnăveni, da, în Târnăveni. Aici, nu departe, peste dealul de la Mica. E cam, da. Unde-s viile alea bune acum, refăcute de câțiva ani. Îi salutăm pe prietenii noștri de la Vila Vinea. Așa și... Da, au fost într-adevăr cei mai frumoși ani. Chiar pe acele dealuri mi-am petrecut copilăria. Știu că aveam mulți prieteni acolo pe strada bunicilor și plecam de dimineața până seara, nu le mai găsea nimeni. Cum că ai spus de vie, jocul nostru era de a vânătorii de fantome prin vie. Mm-hmm. Ce erau, fantome sau doar vânători? Noi nu le-am găsit, dar... Ați continuat. Poate cineva, mă rog. Ați perseverat. Îți plăcea să vorbești când erai mică? O, da. Și acum vorbesc foarte mult. Nu doar atunci. Se spune în general despre femei că vorbesc mult, dar asta nu e neapărat o regulă. Iată că tu te încadrezi în regula asta. Dacă știam, nu recunoșteam. Și cu oamenii? Îți plăcea să interacționezi când erai mică? Pentru că acum, firește, deja face parte din meseria ta, e obiectul muncii tale omul. Cum era atunci? Da, eram categoric o persoană foarte curioasă, sociabilă și băgam nasul peste tot. Dar și întrebai, le, sau intenționai să le afli poveștile care da? Poate nu erau spuse, îi trăgeai de limbă, da, cum ți-a spune? Da, categoric. Da, recunosc că mă regăsesc și eu în descrierea asta. Și... Înclinația spre psihologie. Când, unde, cum a venit? Înclinația spre psihologie a venit mai mult dintr-o... Atunci părea să fie o întâmplare, dar până la urmă s-a dovedit a fi alegerea cea mai bună. Întâmplare de ce? În liceu eram nehotărâtă. Vroiam ba să dau la drept, ba să fac economie. M-am pregătit o perioadă pentru drept. Economia și în clasa 11-a mi-am dat seama că, sau m-am hotărât că vreau să mă fac psiholog. N-avea nicio treabă drumul ăsta cu celelalte, adică una cu cifre, alta cu legi. Nu avea nicio treabă
Și în facultate am fost destul de prinsă și pasionată și am făcut practică peste tot, pe unde s-a putut, la spital, la penitenciar. După care au fost vreo 2 ani în care am zis că, a, psiholog, nu e o meserie de viitor, nu e pentru mine. Dar că pe parcurs mi-am dat seama că e de fapt exact ce vroiam eu să și fac. Și de tine și de viitor. Despre cele două meserii pomenite mai devreme, vorbeam cu prieteni economiști sau juriști că pentru ei întotdeauna 1 plus 1 egal cu 2. Pentru cei care fac filologie și, iată, implicit psihologie, poate fi 10, 100, 1 miliard sau poate chiar plus infinit rezultatul. Așa că, iată, totul este relativ în breazla ta, în domeniul tău și ai pomenit de psihologie. Ce e pentru tine psihologia? Pentru mine psihologia, bună întrebare. Cred că e modul meu de a mă cunoaște pe mine, în primul rând, și de a mă înțelege. Și apoi un mod de a îi înțelege și de a interacționa cu cei din jurul meu în mod mai profund. Apropo de cei din jurul nostru, iată, suntem live pe One to One, pe Ovidiu Mita, și acest material cu Raluca va ajunge în scurtă vreme și pe canalul nostru de YouTube, One to One, și de asemenea pe canalul nostru de Spotify, One to One by Ovidiu Mita. Și pentru că suntem live, iată, vine și așa o susținere de la Anica Puia, care te felicită și îți spune bravo, Raluca. Mulțumesc, o salut și eu. Mulțumim și noi, Anica, pentru faptul că ești cu noi și că ai împărtășit cu noi cel puțin două cuvinte, iată, care ne bucură atât pe mine cât și pe invitata mea. Și apropo de psihologie, când ai devenit psiholog? Psiholog, propriu zis. Propriu zis, da. Nici mai știu când am devenit psiholog. Acum 8-9 ani, cred. Deci, iată că ai aproape un deceniu în spate, în această breazlă, și dacă tot ai un deceniu, aproape un deceniu de activitate, sunt curios cam cu ce probleme vin românii cel mai des la cabinet. Din păcate, și spun din păcate, cele mai frecvente probleme cu care se confruntă românii în ultima perioadă sunt depresiile și anxietatea. Și de la ce să vină ele? Pentru că astea sunt doar un rezultat, nu? Doar o consecință. De fapt, cauzele trebuie să le găsim sau să le caute specialiștii, cum ești de altfel și tu, dincolo de aceste aparențe. De unde vin cauzele problemelor pomenite? Cauzele principale sunt fricile. Întotdeauna la bază stă o frică. Orice fel de frică? Putem spune orice fel de frică, iar de la acea frică putem dezvolta o anxietate, dacă ne gândim, o frică că nu o să-și mai poată plăti ratele în viitor, de exemplu. O frică că nu o să aibă posibilitatea să-și susțină copiii, să-și termine școala. Sau, dacă vorbim de depresie, o frică pe care au trăit-o în trecut, un eveniment neplăcut, care încă este foarte prezent în amintirea lor, în conștiința lor. Chiar voiam să te întreb, pentru că am vorbit de copilărie, cam cât contribuie perioada din copilărie asupra psihicului individului matur? Cât din noi de astăzi suntem de fapt noi cei de ieri? 100%? Hai să nu spunem 100%, 95%. Primii 7 ani din viață sunt esențiali. Cam tot ce trăim atunci ne impactează și rămâne în structura noastră, în subconștientul nostru, iar acțiunile noastre din prezent sunt ca urmare a ceea ce s-a înmagazinat în primii 7 ani din viață. Pe acest fundament se clădește apoi totul? Da. Când vine vorba de psihic? Da, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămână așa pentru totdeauna. Pentru că părinții au rolul cel mai mare în educația și în formarea noastră ca adult și de cele mai multe ori, adică eu vreau să cred că de cele mai multe ori intențiile lor sunt foarte bune,
însă rămânem cu niște programele care poate ne sunt dăunătoare sau poate nu ne aparțin, poate că un stil al lor care pentru mama, de exemplu, era autentic, dar noi, pentru că suntem o persoană diferită, nu putem funcționa la fel de bine după acel program, să-i spunem. Și atunci apar anumite dezechilibre, apar anumite nemulțumiri, atât emoționale cât și fizice. În schimb, vestea bună e că noi ne putem debarasa de aceste programele neautentice sau nefavorabile nouă și le putem înlocui cu ceva care este autentic și sănătos pentru noi. Putem întotdeauna singuri să facem acest lucru? Teoretic putem și singuri, practic de multe ori avem nevoie de ajutor. Și iată cum intervin specialiștii, care noi așa sunt și ei oameni. Și te-aș întreba dacă ești o fire emotivă, pentru că aici vorbim și despre profesionistul din spatele omului și despre omul din fața profesionistului, așa că o să fie și despre tine această ediție de One to One. Așadar, o fire emotivă? Aș putea să spun că sunt și emotivă în anumite situații. Depinde, emoțiile le avem cu toții și sunt naturale. Chiar există la toată lumea? Chiar există la toată lumea și chiar aș recomanda tuturor să-și manifeste emoțiile și să le dea frâul liber, să nu le refuleze, pentru că niște emoții refulate nu fac decât să aducă mai multe frustrări, care în timp se traduc prin afecțiuni fizice. Și ce ar fi din punctul tău de vedere emoția? Cum mai defini-o prin prisma experienței tale de viață și evident și cea profesională? Emoția este ceea ce aleg să trăiesc în momentul prezent. Pentru că noi suntem cei care alegem ce să simțim și cum să simțim. Deci dacă eu acum vreau să plâng, dacă îmi impun, este o emoție? Sau emoție vine doar dacă simt că vreau să plâng și las plânsul să se manifeste? Dacă tu simți acum că vrei să râzi și totuși îți impui să plângi, plânsul nu e o emoție autentică. În schimb, starea aceea din spatele plânsului, care pe tine poate te amuză, sau jocul de a vedea cum reacționezi eu, e emoția ta autentică. Și dacă ar fi să definim și să mergem mai departe pe clasificarea emoțiilor, cam de câte feluri ar fi ele? Ca să facem o clasificare simplă, aș spune emoții pozitive și emoții negative. Emoțiile negative sunt toate acele care produc în noi o contracție, care ca un stimul așa de stres, iar emoțiile pozitive sunt cele care ne înalță. Până unde? Până la cer, universul este infinit. Da, sky is not the limit, așa cum este o expresie celebră. Dar iată că am pomenit de plâns. Este și un semn de slăbiciune plânsul? Sau doar o manifestare a unei emoții? Modalitatea de manifestare a unei emoții? Noi am fost învățați că doar oamenii slab plâng și că nu e bine să plângem și plânsul e un semn de slăbiciune. Chiar și acea vorbă cu care am crescut, că bărbații nu plâng, băieții nu plâng. N-ai voie să plângi că ești bărbat, cum să plângi? Și ai voie? Da, normal. Nu degeaba a făcut cei de la Holograf piesa și băieții plâng câteodată, nu? Și chiar recomandat să facă. Dar, de exemplu, plânsul în public este, sau l-ai încadra la aceeași categorie cu plânsul poate între patru pereți când nu te vede nimeni? Care ar fi diferența dintre cele două exteriorizări, una cu public și cealaltă fără public? Ești mai slab dacă plângi în public? Prima diferență o face plânsul de supărare sau frustrare și plânsul de bucurie. Nu știu dacă plângem prea des de bucurie între patru pereți, dar dacă ne referim la acel plâns din cauza unei supărări, e din nou alegerea noastră să reacționăm la
un eveniment pe care și să-l percepem ca fiind ceva care ne supără, dar dacă într-adevăr nu putem controla și supărarea e atât de mare, uneori e bine să plângem chiar și în public. Bine, acum nu recomand să mergem pe stradă și să plângem sau să plângem la semafor că e aglomerat, dar în anumite condiții, da, ne eliberează și ne face bine. Sunt un curios de fel și aș vrea să-mi spui dacă ai constatat cum că doamnele ar fi mai emotive decât domnii sau nu există o diferențiere când vine vorba de emoție, o diferențiere pe sexe. Bărbații se controlează mai bine. Își impun să nu aibă emoții sau nu că să nu aibă emoții, ci impun să nu-și manifeste emoțiile. Doamnele, femeile nu-și impun sau își impun, dar poate fac față mai cu greu pornirilor înspre o emoție care refulează în plâns. Femeile sunt prin natura lor mai sensibile, sunt latura in și atunci e normal ca să plângă mai ușor, să-și manifeste mai ușor emoțiile și chiar să exagereze mai mult uneori. Serios? ce dezvăluire! Aha, da, se spune că întotdeauna sau în fiecare zi învățăm câte ceva sau auzim ceva nou, iată și eu astăzi am auzit. Nu mă face să-mi pară rău că am spus asta. Hai, trebuie să fim naturali și până la urmă, dacă acesta este adevărul, îl primim așa cum este el. Și apropo de plâns, mă întorc puțin la această manifestare sau exteriorizare a diferitor emoții. Te impresionează oamenii care plâng? Te impresionează lacrimile? Nu neapărat lacrimile. Și prin meseria mea am învățat să... De fapt, milă nu e un sentiment bun. Dacă lacrimile îți provoacă milă, nu e ok. Dacă îți provoacă compasiune pentru că e o situație reală pentru care să fii nevoit să plângi, atunci da, mă impresionează. Dar plânsul acela doar ca să obții ceva, plânsul tipic feminin, aha, nu prea mă impresionează. Da, am înțeles din nou ce a trebuit să înțeleg. Uite, de exemplu, mă gândesc la plâns și la lacrimi. La momentul în care Traian Băsescu plângea aproape cu hohot, deci vorbim și de lacrimi, când a dat-o oarecum așa la cotitură Stolojan, dragă Stolo, expresia celebră, genul ăsta de manifestare publică, dacă persoana respectivă este și persoană publică sau om politic, te mai mișcă într-o măsură egală cum ar veni, de exemplu, de la un simplu om? Acum... L-ai crezut atunci pe Băsescu, apropo, dacă tot am dat acest exemplu? Sincer, nu. S-a văzut că este teatru? Nu știu dacă s-a văzut. Nu cred că am analizat atât de profund atunci. Nu mai amintesc scena cu toate detaliile respective. S-a și șters la un moment dat la ochi. Sincer, nu cred. Adică nu negăm că putea să fie un moment de sinceritate, dar totuși la... Oamenii de genul, mai ales la oamenii politici, sunt destul de calculate fiecare mișcare și chiar și acele lucruri care pot să pară o greșeală, de multe ori sunt făcute intenționat, pentru că rezultatul... Dau bine. Dau bine, așa. Totul va fi bine. Absolut, absolut. Hai să presupunem că mergi spre casă, pe jos. Este o zi de toamnă, frunze căzute, covor frumos, seară, dar se ia lumina. Îți este frică să ajungi singură pe acasă, încă, să zicem, un kilometru și jumătate pe întuneric? Nu. Întuneric beznă, să zicem, nu, să presupun. Nu, sunt ok cu întunericul. Eu merg și pe munte pe întuneric, deci e ok. Dar apropo de frică, ce e frică? Ce e frică? Bună întrebare, ce e frica? E o limitare a noastră. E acel ceva care nu ne lasă să fim cu adevărat noi.
e acel ceva de care fugim pentru că ne menține într-o zonă de confort. Iar dacă noi ne depășim acea frică, ego-ul are mult de pierdut. Deci poate fi și controlată sau poate fi controlată frica. Frica întotdeauna poate fi controlată. În totalitate? Da, bineînțeles. E nevoie de... Ca să depășim o frică, e nevoie de multă stare de prezență. E nevoie de un oarecare tip de efort conștient. Dar da, frica poate fi controlată. Și odată ce am învățat să controlăm o frică mai mică, nu putem și pe cea mai mare. Putem să controlăm și fricile mai mari. Și până la urmă, poate că unul dintre rolurile noastre în această viață este să ne depășim fricile. Doar așa putem. Da, cred că trebuie voință și exercițiu în tot acest proces, nu? Da, și în primul rând să ne conștientizăm adevăratele frici. Da, pentru că întotdeauna ca să poți să vindești ceva, trebuie să accepți că ești bolnav, nu? Pe principiul acesta. Conștientizare, acceptare și clar, multă clar. Muncă. Suntem live pe mai multe medii, precum spuneam, și te felicită Alexandru, Adi și Andreea. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi. Și, cum spuneam, acest material o să ajungă și pe canalul nostru de YouTube, One to One, și de asemenea ne puteți asculta și în mașină, pentru că dați de noi foarte, foarte simplu, căutându-ne pe Spotify cu One to One by Ovidiu Mita. Și mă întorc la tine să te întreb cam ce nu-i place românului să audă, când vine vorba de relațiile interumane, sigur că da. Nu-i place să audă că greșește sau că nu face ceva bine. Și totuși, dacă cineva nu face ceva bine, cum să-i spunem ca totuși să nu intre în această fază de repulsie sau în aceste stări de neplăcere? Dacă nu ne afectează în mod direct, dacă acel om nu e interesat și nu ne cere o părere, cel mai bine e să nu-i o dăm. A, și dacă este cineva din preajma noastră? Pe care vrem să-l ajutăm. În primul rând, trebuie să-și dorească să fie ajutat, pentru că ajutor cu forța nu se prea poate. Și atunci, mai degrabă, îl constrângem sau îi creăm acel sentiment de repulsie decât să-l ajutăm. Și în loc să-i spunem nu ai făcut bine, oarecum recomand să îi spunem, știi... Mi-ar fi plăcut mi-ar... sau aș aprecia foarte mult dacă pe viitor ai face acest lucru pentru mine. Sau pe mine m-ar face fericită ca în viitor, uite, dau un exemplu, m-ar face fericită ca în viitor să duci cu noi, o să nu-l mai lași să stea 2 săptămâni. Altfel, reacționează persoana respectivă? Categoric, și oamenii sunt întotdeauna mai receptivi la o rugăminte sau când le spunem despre ceva ce ne-am dori decât la un reproș. Da, așa e omul făcut, să audă lucruri frumoase, dulci, nu brutale sau așa directe. Apropo de inadvertențe, de lucruri care ne vizează și care poate nu am vrea să le auzim, cum bine ai spus mai devreme, există așa numitul... conflict între generații? Tot auzim de sintagma, expresia asta. Chiar există sau e doar un mit? Există și este normal să existe. Încă cred că acest conflict între generații a existat întotdeauna, dar că a fost mai puțin vizibil, pentru că dacă ne gândim la bunicii noștri, chiar și ei aveau un comportament care bunicilor lor li se părea neadecvat. Cu atât mai mult sau mai puternic e vizibil în zilele noastre cu accesul la internet, cu tot social media, cu toate informațiile care circulă, da, e normal. Se pot naște și lucruri interesante din acest conflict de generații? Întotdeauna.
dacă nu ar exista acest gen de conflict, probabil că lumea nu ar mai evolua atât de ușor sau atât de repede. Deci atât că și contradicțiile sunt bune din punct de vedere psihologic. Sunt bune. Trebuie doar gestionate, controlate și acele contradicții să nu se transforme într-un conflict sau într-un război. Și apropo de ceartă sau, mă rog, diferențe sau divergențe, este benefică într-un cuplu? Putem vorbi de beneficii de pe urma unui conflict sau a unei... Când vorbim de un conflict minor sau, să nu-i spunem un conflict, diferențe de opinie, întotdeauna diferențele de opinie sunt binevenite, pentru că din aceste diferențe de opinie apar niște idei sau soluții geniale. Când diferențele de opinie se transformă într-un conflict, într-o ceartă sau chiar într-o agresiune, nu mai putem spune că sunt benefice. Nici în cuplu, nici în alte situații. Din păcate, mulți se află în situația în care poate cele spuse de tine au degenerat și iată cum România a ajuns în topul țărilor cu o rată a divorțurilor foarte, foarte ridicată. Spun cei din statistică, referitor la divorțuri, că în ultimele două decenii s-au dublat. S-a dublat rata divorțurilor. Și nu doar în România. Nu, la nivel european, sigur, e într-o continuă creștere, dar România, din păcate, iată, este în fruntea acestui top. Și dacă tot am pomenit de divorț, cine trece mai ușor peste... el sau ea când vine vorba de divorț? Nu putem spune că el sau ea trece mai ușor. Situațiile diferă de la caz la caz. Pot să fie situații în care el, de exemplu, începe să bea și devine alcoolic pentru că a fost părăsit. Sau poate ea intră într-o depresie. De obicei e foarte greu atunci când sunt copii la mijloc. Dacă copiii rămân cu mama, mamei, dacă o ascultăm pe mama, mamei e mai greu pentru că ea e singură, ea trebuie să se ocupe de copiii, de educația lor în mare parte. Dacă ascultăm părerea tăticului, lui este mai greu pentru că e departe de copiii, de casă și nu-i vede zi de zi crescând. Așa că nu putem spune sigur cui este mai greu. Totul este relativ, iată. E relativ, dar... Să ne întoarcem puțin la tine. Le spui des celor la care ții ce simți față de ei? Încă învăț să fac asta. Și da, e ceva ce am început să fac doar în ultima vreme. Pentru că... Asta înseamnă că ești puțin introvertă? Să... Spunem că o lungă perioadă de timp am lăsat să se vadă doar o parte. Am ținut o parte ascunsă pentru mine. Erau niște ziduri ridicate acolo și nu lăsam pe toată lumea să pătrundă în spatele zidurilor. Dar lucrând cu oamenii și spunându-le lor, dându-le cum ar trebui să fie, ți-ai dat seama de tine. Mi-am dat seama de mine și cumva lucrurile s-au întâmplat sau au mers în direcția asta și de la sine, adică puțin câte puțin și chiar de curând, pot să spun eu destul de curând, e vorba de un an, doi, mi-am dat seama că e chiar foarte frumos să poți să-ți exprimi sentimentele și să spui liber celui apropiat, celui drag, că-l iubești, că-i mulțumești, că ești recunoscător. Cred că e cel mai frumos lucru pe care îl putem oferi, de fapt, unei persoane dragi. Ai vreun confident? Da, bineînțeles. Este important să avem un confident? Întotdeauna. Faptul că împărțim, poate, nu știu, vreo problemă sau un necaz, ne ajută în sensul că ne ia o parte din povară de pe umeri? O greutate spusă, exteriorizată, e 30%
rezolvată. Chiar așa procent mare? Da, pentru că ea e deja conștientizată și acceptată și recunoscută. Și de cele mai multe ori asta este cel mai greu, să o conștientizăm și să o recunoaștem. Și pentru că ai întrebat de confident, da, chiar și psihologul, terapeutul, consilierul este un confident. Duhovnicul poate fi? Bineînțeles, duhovnicul, o persoană în care avem încredere, un prieten bun. Ce se întâmplă cu cei care țin în ei? Care nu împărtășesc nimic cu nimeni? Emoții neîmpărtășite care la un moment dat... Înspre ce conduc ele, cele neîmpărtășite emoțiile? Putem să luăm un exemplu, manifestări la nivel fizic, sub formă de afecțiune, sub formă de boală, uneori boli foarte grave chiar în timp. Să ne imaginăm o oală sub presiune. Acolo se tot adună, tot fierbe așa și la un moment dat sare capacul, erupe. În momentul în care ai rupt acel ceva care fierbe oala aceea, erupe de obicei ca o problemă fizică. De multe ori poate să fie o problemă emoțională. De fapt, e o problemă emoțională, dar să se manifeste la un nivel mult mai grav și atunci apar afecțiuni mentale mult mai grave. Dar să nu mergem așa departe. Deci, prima dată se răsfrâng asupra trupului și apoi spre mental problemele? Da, în schimb, mai sunt și cazuri care nu se manifestă diferit. Adică dacă e un om foarte rezistent, cu o imunitate foarte bună, care se hrănește foarte bine, care doarme suficient de mult, care pur și simplu e rezistent și pentru care el grijă de el și pentru că așa e natura lui, se poate trezi cu o afecțiune mentală. De la lucruri care, iată, din păcate, sunt mai puțin frumoase, ne îndreptăm la ceva ce poate multora le face plăcere. La râs. Și vreau să te întreb, când ai râs ultima dată cu poftă? Ieri? Este important pentru sinea noastră? Categoric. Râsul, bucuria ar trebui să facă parte din viața noastră zi de zi sau cât mai des. Contribuie oarecum la fericire faptul că alimentăm creierul cu stări din acestea pozitive? Bineînțeles. Și creierul nostru reacționează de 5 ori mai repede la o emoție pozitivă decât la una negativă. În cazul emoțiilor negative, timpul de reacție este mult mai lung, adică cumva creierul nostru refuză să primească acea informație. Nu neapărat că refuză, dar se comportă ca și cum ar vrea să o încetinească, să nu ajungă la el. Pe când ceva pozitiv, cum este râsul, reacția e imediată și celulele din corp se regenerează mult mai repede și râsul se spune că și întinerește. Atunci să râdem. Să râdem. Și râsul întreține această stare de bine care poate de multe ori se confundă cu fericirea la multe persoane. Un râs autentic este egal cu fericirea. Adică... Și ce este fericirea din punctul tău de vedere? Fericirea este atunci când facem acel ceva care ne place, care ne simțim liberi, fără constrângeri, fără limitări și mai ales când nu te obosește, nu te epuizează. Și atunci poți să spui că ești fericit pentru că ai o stare de bine, de mulțumire și nu doar raportat la propria persoană, ci simți așa că contribui și în jurul tău, adică transmiți ceva și celor din jur. Într-o lume supărată, necăjită, vezi o luminiță, o scânteie. Și ce părere ai de persoanele pentru care materialul aduce de cele mai multe ori fericirea? Este una autentică sau este o falsă fericire? Dacă vorbim dintr-un punct de vedere mai spiritual, putem să spunem că este o falsă fericire. Acum e foarte important să știm care ne sunt limitele și unde să punem punct.
Da, de multe ori e nevoie și de partea materială ca să fim fericiți, dar nu e esențială. Adică putem să fim fericiți și la un picnic cu două sandwich-uri, putem să fim fericiți și pe un iaht în Caraibe. Depinde cum ne raportăm. E în mare parte comunicare, psihologia. Psihologia e comunicare și pe lângă comunicare e acea legătură care să simți de fapt persoana din fața ta, să empatizezi cu ea și să comunici cu ea, nu doar verbal, ci comunicare și la un nivel mai subtil. Adică, se creeze acea legătură. Non-verbal și paraverbal? Verbal, non-verbal și paraverbal. Cam care ar spune mai multe despre om din cele trei? De multe ori... La ce ești atentă? Poate la o primă întâlnire? Cu un pacient sau colaborator? E foarte important comportamentul. Chiar dacă... Deci, noi spunem ceva, gesturile ne trădează. Depășim verbalul din câte spui și mergem spre non-verbal și paraverbal. Da. Gesturile întotdeauna spun mai multe decât cuvintele. Gesturile, mimica, anumite reacții, pozițiile corpului. Și toate astea ne definesc. Toate aceste detalii care poate pentru unii sunt insignifiante. Ne definesc și noi ca oameni suntem diferiți. Deși există câteva arhetipuri de bază, suntem totuși diferiți și e greu să împarți oamenii în câteva categorii de bază. Și atunci aceste mici diferențe pe care ni le transmite cineva non-verbal sunt esențiale de cele mai multe ori. Dacă cineva stăpânește limbajul non-verbal și paraverbal bine și foarte bine, se poate impune mai repede sau impune mai repede într-un grup, de exemplu? Bineînțeles. Este un atu pentru o persoană să stăpânească aceste metode de comunicare? Bineînțeles și la un nivel mai mare pentru a putea să manipulezi, și spun manipulezi pentru că din păcate de multe ori suntem manipulați sau credem că facem ceva de bunăvoie, dar de fapt nu e alegerea noastră. Doar cei care stăpânesc foarte bine această artă, că aș numi o artă, pot să reușească și pot să o facă. Când ai simțit că ai fost manipulată? Direct sau indirect? Nu știu, de exemplu anumite știri de la mass media. E prezentat o situație într-un fel, o credem, dar dacă ajungem la fața locului sau dacă citim din mai multe surse sau pur și simplu dacă facem un efort să ne folosim creierul la un nivel conștient și să fim prezenți și să ne dăm seama despre ce e vorba acolo, ne dăm seama că am fost manipulat și că de fapt lucrurile nu s-au întâmplat tocmai cum ne-au fost prezentate. E un exemplu. Ai avut vreodată impresia că nu ești pe drumul cel bun sau că nu faci bine ceea ce faci? Adică momente în care să nu fi fost mulțumită de tine deloc? O, da. Sunt femeie. Atunci când ultima dată? Pot să spun când ultima dată. Nu pot să spun cu exactitate. Poate că la lucrurile mărunte, da, se întâmplă destul de des. Să zic că nu fac bine ceva sau că ceva putea fi făcut mai bine sau că nu trebuia să merg acolo și că trebuia să merg dincolo. Dar la lucrurile mai serioase, mai profunde, cred că când am început să studiez și astrologia, da, atunci a fost un moment de cumpănă în care stăteam să mă întreb: oare e drumul meu, oare fac bine, oare merită să investesc timp, energie,
bani în direcția asta, oare fac bine sau nu fac bine? Da, atunci a fost o perioadă destul de lungă în care mi-am pus întrebările acestea, dacă fac sau nu. Și ai aflat repede dacă faci bine sau nu faci bine? Am aflat destul de repede, cei din jurul meu aflau mult înaintea mea, doar că eu n-am vrut să văd și m-am adâncit un pic în întrebările astea, oare fac bine, oare nu fac bine, oare trebuie să fac, oare să mă opresc, oare să mă continui. Dar da, mi-am dat seama că fac bine în momentul în care am descoperit că îmi place să lucrez cu oamenii, că nu mă obosește, că aș putea să stau de dimineața fără, până seara să fac lucrurile astea fără să mă simt epuizată, fără să mă simt plictisită și că a doua zi pot să iau de la capăt cu aceeași energie și atunci da, mi-am dat seama că fac bine. Dacă, să zicem, acolo în fața ta, poate chiar lângă acel microfon, am avea o balanță. Imaginează cele două talere. Ce-am pune pentru o viață nu perfectă, că poate nu există, dar pentru o viață mulțumitoare? Ce procent de emoțional și rațional ai pune pe cele două talere pentru o viață normală, înspre fericită, să zicem? Cam care să fie ponderea? Emoțional, rațional? Raționalul funcționează doar cu ceea ce știm noi, cunoaștem, vedem și putem analiza. Emoția, care merge mai departe, funcționează pe conexiuni, pe intuiție, pe încredere în propria persoană. Și clar, ca să fim fericiți, avem nevoie de cel mai mare procent de emoție sau încredere în emoțiile noastre, în intuiția noastră, și raționalul mult mai puțin, poate 20-30%, să-l folosim atunci când este nevoie, când trebuie să, nu știu, numărăm banii, să dăm rest, să... Se lucrează mai greu sau mai ușor cu emoționalul? Dacă spui că este într-o proporție covârșitoare, depinde mult de mai mare. Om la om, unii sunt foarte raționali și atunci refuză partea emoțională și atunci într-adevăr e foarte greu să lucrezi cu partea emoțională. Sunt alte persoane care au acea inteligență emoțională, să-i spunem, foarte bine dezvoltată și atunci e foarte ușor comparativ cu ceilalți să lucrezi cu ei. Își descoperă mult mai ușor potențialul, simt, fac ceea ce simt, nu neapărat ce gândesc. Hai să presupunem că, sigur, este un exercițiu de imaginație. Pentru o zi ai renunțat la emoțional. Ce ai face cu raționalul? Și apoi, evident, în oglindă. Viața fără emoții. Ne-am trezit dimineața, nu ne-am putea bucura când ne-am trezit. Am mâncat și nu am simțit gustul mâncării, nici nu ne-am dat seama că am băut cafeaua, ce miros sau ce gustare. Am ieșit afară sau ne-am uitat pe geam, poate nici nu ar conta dacă e vară sau iarnă, dacă e soare sau dacă plouă. Nu am mai putea râde, nu am mai simțit iubire, nu am mai simțit frumusețea vieții și ar trece ziua făcând ce, nu știu. Niște și calcule, acum... poate o curățenie în casă, dau un exemplu pe care n-am putea să o apreciem la final pentru că nu am vedea rezultatul, nu l-am simțit. Deci clar, balanța din punctul tău de vedere am auzit, văzut înspre cea târnă. Dar dincolo de rațional și emoțional... Când ai vorbit ultima dată cu tine? Tu, cea compusă din rațional și emoțional. Înainte să vin la emisiune? Ne poți divulga ce ți-ai spus? Sau ce ți-a spus Raluca din tine? Da, hai să facem un exercițiu. Hai, tot am zis înainte să începem că o să fie ca la
psiholog și tot să fii terapeută și o să mă descoaș, așa că trebuie să spun. Am vorbit cu părul meu, care nu vrea să se aranjeze. Ce? A, da, e transmis. Că a, așa, și atunci am spus Rălucăi, am apelat la partea emoțională și am spus că hai că părul tău e frumos oricum, e natural, e rebel, așa e el, așa ești tu, arată perfect, ai încredere în tine. S-a și luat curentul în momentul următor. Așa că, da, am vorbit cu... Și doar aceste aspecte legate de look le-ați vorbit? De încredere, de capacitate, de potențial, de susținere, de energie, de vitalitate, de tot ce trebuie. Și tu, cea din exterior, te îndoiai de tine, iar cea din interior venea cu contraoferta, las că va fi bine? Cea din exterior e femeie și e nemulțumită de exterior de multe ori, iar cea din interior, care e mult mai autentică, a văzut alte lucruri mai importante, alte calități care trebuie scoase în evidență și le-a transmis cele din exterior, a depărtat-o de rațional puțin și a făcut-o să vină la emisiune chiar dacă nu a avut curent. Da, și îți mulțumesc, să-i transmiți salutările noastre. O să-i transmit. Se pot transforma aceste nemulțumiri legate de look, cum spunea în special la doamne, în frustrări pe termen lung? Da, bineînțeles. La un anumit nivel, nemulțumirile sunt bune, adică au un rol și ele în dezvoltarea noastră și în a deveni mai buni, a ne îngriji mai mult, că până la urmă, da, e adevărat, contează și corpul fizic și trebuie să avem grijă de el. Dar când mensana devine în corpul așa. Dar când devine o obsesie, atunci e o problemă. Și da, de multe ori corpul fizic devine o problemă. Suntem foarte influențați și de reclame și de modelele pe care le vedem promovate la televizor. Dar nu e vorba doar de doamne, că în ultima vreme e valabil și pentru domni. Iată că se echilibrează balanța și la acest aspect. Încet, da. N-am fi spus, dar uite că trăim domnii aceste vremuri. Domnii ne ajung din urmă. Dacă tot am vrut egalitate, se pare că... Va fi în toate. Va fi în toate. Iată, apropo de frustrări și de faptul că Raluca din exterior vorbea cu Raluca din interior și era așa un fel de tensiune, una zicea ba, alta zicea da. Ce ai vrea să schimbi la tine? Și aici nu mă refer la look. Pentru că... Ce aș vrea să schimb la mine? Look-ul sau corpul ni l-a dat Dumnezeu într-un fel anume. Categoric. Trebuie să ne mulțumim cu el, dar cred că pe interior fiecare putem schimba multe, așa că acolo aș vrea să mă duc cu întrebarea. Nu știu dacă aș vrea să schimb ceva, pentru că tot ce am eu face parte din mine. Cred că aș transforma. Acesta e cuvântul, aș transforma, nu aș schimba. Aș transforma acele câteva lucruri care poate nu funcționează sau pe care nu le folosesc la potențial maxim, la ceva, le-aș duce la un nivel mai superior. Poate mai multă, știu eu, responsabilitate dimineața. Poate ar fi bine să mă trezesc mai devreme și să încep ziua cu mai multe exerciții fizice, adică să dorm o jumătate de oră în plus. Așa. Ajută și mentalul? Exercițiile fizice? Categoric. La bază, structura noastră, de fapt, e formată din... Sau la baza structurii noastre este corpul fizic și sănătatea lui. Iar mișcarea, sportul e esențial, alături de alimentație. Și apropo de alimentație, referitor la descrierea ta de mai devreme, Alexandru ne spune că el ar prefera slănina pe iaht, că ai pomenit mai devreme de iaht. Mulțumim, Alexandru, pentru faptul că ești cu noi și ne-ai trimis gândurile tale care, iată, ne-au amuzat. Revin la tine, Raluca, să te întreb dacă este adevărată zicala aia cu intuiția feminină. Este chiar așa?
Că tot vorbeam de femei, iată deja putem face, putem deja bifa un leitmotiv. Am vorbit sau ai pomenit de foarte multe ori cuvântul femeie în această emisiune. Prin structura lor, femeile sunt mai intuitive decât bărbații și accesează mai ușor anumite informații. Pentru că sunt mai inclinate înspre a analiza detaliile și de aici, așa zisa intuiție? Pentru că sunt mai receptive, pentru că sunt mai sensibile, pentru că partea emoțională e mult mai dezvoltată la femei decât la bărbați. Acum, nu e regulă și nu putem să spunem că femeile au un procent de... Există și varianta inversă în multe cazuri, dar aici vorbim de majorități. Da, femeia e partea mai receptivă, de fapt nu e partea mai receptivă, e partea receptivă. Și da, într-adevăr, intuiția funcționează mult mai bine la femei. Totul este să trăim într-o stare de prezență și să fim conștiente de acele lucruri care sunt într-adevăr intuitive și să facem diferența între intuiție și imaginație. Sau ce ne-am dorit noi. Tot așa, la nivel de comparație între bărbați și femei, este adevărat că spectrul domnilor, când vine vorba de viziune, este unul mult mai larg, iar al doamnelor pe detalii, dar cu un spectru foarte restrâns. Depinde de domeniu și depinde la ce te referi. Da, domnii de multe ori tind să vadă rezolvarea la o problemă, domnii tind să vadă o soluție, pe când doamnele... Sunt curios ce spui acum. Pe când doamnele văd tot. Am înțeles. Și problema și soluția. Da. Și pașii până la soluție. Da, și de multe ori femeile nu au nevoie de o soluție, au nevoie doar să fie ascultate. Poate consta soluția în ascultare? Dacă doamnă te întreabă care rochie să ia pe ea, cea roșie sau cea albastră, care crezi că e răspunsul corect? Cea albastră? Orice răspunde e greșit, adică ce vrei să spui, când cea roșie nu-mi stă bine, mă face grasă? Aha. Și cum ar trebui să răspundem corect? Ar trebui să întrebăm pe doamnă de ce ar alege cea roșie, care sunt părțile bune la cea roșie, care sunt părțile bune la cea albastră. Ideea e să o facem, o analiză SWOT. Să o lăsăm să vorbească, că oricum decizia e luată, ea știe cu ce se îmbracă. Și atunci de ce vine întrebarea? Ca să-și confirme alegerea? Pentru că femeile au nevoie să fie ascultate, pentru că au nevoie să fie înțelese, pentru că vor atenție. Mm-hmm. Atenție. Pentru că ele văd toate acele detalii și consideră că bărbații nu le bagă în seamă și atunci asta e o modalitate prin de a le atrage atenția, de a-i arăta cu degetul, hei, vreau. Da, da, sunt aici. Sunt aici. Sunt aici. Am văzut la tine pe site, care, iată, chiar acum este în imagini, că te ocupi de astrologie. Eu și nu doar eu, cred că și mulți alți oameni, precum am făcut-o eu, avem impresia că Neti Sandu este plătită degeaba la ProTV. Dar cred că toată lumea are mai mult sau mai puțin impresia asta. Chiar hai, demontează avut... tu gândirea asta mea, de exemplu. Chiar și am avut impresia asta, uite, și să spun o întâmplare amuzantă. Te rog. Prin anul 2 sau 3 de facultate lucram la un ziar, un job așa, în timpul facultății. Aici, în Târgu Mureș? Da. Și... Mai există ziarul? Nu mai există. Scriam pe acolo niște articole și la un moment dat, hai să facem și secțiunea de horoscop la ziar, cine să se ocupe, are loc să scrie horoscopul. Nu-ți dai seama că era inventat tot, adică dacă mă supăra cineva, tu ce zodie ești? În săptămâna aia, taurii de exemplu, vai și-am ardei ce aștepta. Cu ou și cu oțet vorba aia. Bineînțeles. Și cam asta era horoscopul pentru mine, până într-un moment în care am descoperit astrologia din altă perspectivă. Și n-aș putea să spun ce este, dar aș putea să spun ce nu este. Cu siguranță nu este ce vedem noi la televizor, cu siguranță nu putem să împărțim câteva milioane de oameni în 12 categorii. Stai clar. Și cu siguranță dacă
se întâmplă ceva, nu o să fie un dezastru pentru toți taurii sau geminii sau vărsătorii. Da, pentru că fiecare se raportează altfel la o anumită informație sau la o realitate. Categoric și nu există doi oameni identici. Adică astrologia, de fapt, însumează toate cunoștințele psihologice ale antichității. Despre asta e vorba. Mulți psihologi vechi, da, erau și astrologi și bazele psihologiei actuale sunt puse pe astrologie, pe cunoștințele astrologice. Cu ce se mănâncă? Cu ce mănânci tu? Cu ce tacâmuri mănânci tu acest domeniu? Ca să înțelegem și noi ce ar trebui să urmărim și ce tacâmuri să ne cumpărăm. Astrologia, de fapt, e psihologie doar practicată cu alte instrumente. Cum ar fi? Uite, harta natală, de exemplu, dacă auzi de ea, putem să o numim poza cerului în momentul nașterii noastre. Adică exact cum erau așezate toate planetele deasupra locului în care ne-am născut noi în acel moment, până la minut. Și cu ce mă ajută să știu cum erau astrele? Fiecare planetă în felul ei are o energie proprie care pe noi ne influențează sau ne impactează sau care în momentul nașterii noastre se instalează, să spunem așa, în structura noastră. De acolo vine expresia s-au aliniat planetele? Cred că da. Și cel mai bun exemplu e cu luna, care știm că o influențează. Spune-ne apele. Despre lună, că ne place luna. Știm despre mare, despre flux, despre reflux, că e influențat de lună. Hai să ne gândim că corpul uman este peste 70%. Dacă influențează un ocean, cu siguranță și corpul nostru are, să nu spunem de suferit, dar resimte poziția lunii într-un anumit moment. Deci pentru că vorbeam de emoții și de subconștient și de intuiție, chiar luna e responsabilă de toate aceste trăiri și în astrologie soarele reprezintă partea masculină, iar luna partea feminină, tocmai așa se explică psihologic de ce femeile sunt cele receptive, intuitive, mai deschise, mai sensibile. Și domnii mai direct. Precum o rază de soare care... Exact. Luna ține foarte mult de subconștient și subconștient putem să spunem că e partea întunecată, acel ceva ce noi nu-l vedem și ca să-l... trebuie să-l scoatem la lumină. Iar soarele, într-un mod așa, nu intrăm în foarte multe detalii, dar să putem să spunem că soarele e partea care se vede, partea conștientă a ceea ce manifestăm noi, partea conștientă vizibilă a sufletului, iar luna reprezintă partea subconștientă mai întunecată, acolo unde sunt toate emoțiile alea ascunse, nerezolvate, care așteaptă să fie scoase la lumină și acceptate, integrate și transformate. E o îndelenicire mai nouă în România, cea pe care o faci și tu, sau mă rog, o parte a îndelenicirii tale? Nu e nouă neapărat, în schimb în ultima vreme a fost promovată mai mult, însă nu neapărat la modul autentic. Din nou spun, astrologia nu ne spune despre zodii și cum o să fie fiecare în săptămâna asta. Da, într-adevăr, ne dă informații de moment, dar nu de așa natură sau nu la modul acesta. Spuneai la tine pe site, printre altele, că e bună meditația sau pur și simplu ai o secțiune de meditație acolo. Spune-ne ce înseamnă meditația, pentru că de multe ori auzim termeni pe care poate noi stăpânim sau practica acelor îndemnuri noi nu o cunoaștem, așa că luminează-ne. Ce e o meditație, cum se face, cu ce se mănâncă? Meditațiile sunt de multe feluri. Și o meditație, o conectare la propriul nostru suflet. Păi și cum mă duc la el? Sunt multe tehnici. Poate să fie o meditație ghidată care
Prin respirație, de exemplu, ne liniștim, intrăm într-o stare, ne interiorizăm, după care ne conectăm la propria noastră persoană, ne simțim sufletul, accesăm așa acea parte intuitivă din noi sau, din contră, ne expansionăm undeva în univers, să spunem, unde nimic nu mai are limite și unde putem rezolva totul. E o metodă prin care putem să ne vindecăm, de exemplu, să ne conștientizăm acea parte, problemă, să spunem, de sănătate pe care o avem și prin meditație să ajutăm într-un mod conștient la vindecarea ei. Să-l rugăm acele celule, de exemplu, să se regenereze. Noi cu puterea minții avem puterea să facem multe lucruri, trebuie doar să le cerem. De cele mai multe ori, noi atragem situațiile dificile de genul problemă de sănătate. Ce spunem toată ziua? Să mă îmbrac, să nu mă răcesc, să nu mă răcesc, să nu pățesc asta, să nu mă lovească o mașină, să nu rup piciorul, să nu mă accidentez. Noi întotdeauna punem accent pe ce am vrea să nu ni se întâmple, dar spunem cuvintele acelea care sunt grele pentru noi sau pe care vrem să le evităm. Nici de cum nu spunem mă îmbrac ca să ies afară să mă bucur de soare, o să am o călătorie extraordinară, nu vreau să mă îmbolnăvesc, vreau să fiu sănătos. Și atunci dacă schimbăm modul de gândire și comenzile pe care le dăm creierului, prin meditație, putem să accesăm mult mai repede acea vindecare sau stare de bine. Și cât de des trebuie să fac meditația pentru ca eu, prin puterea minții, să-mi fac bine și corpului? Că doar nu cred că la o simplă meditație pot să și alung anumite probleme. Trebuie totuși să fie o constanță, mă gândesc. Trebuie să fie o constanță, depinde de la persoană la persoană, depinde de încrederea pe care o ai în tine, în primul rând, și apoi în metodă. Și, din nou spun, să medităm putem oricând. Să medităm înseamnă să fim prezenți, să fim conștienți, să fim în aici și acum. Poți să meditezi oricând. Și oriunde? Și oriunde. Bine, nu recomandăm să medităm la volan când conducem. Sau. Dar da, o stare de prezență, o meditație poate avea loc oricând și oriunde. Tot la tine pe site am văzut că te ocupi și de dezvoltare personală. Ce mai exact? Pentru că e o modă. Sau, hai să te întreb, e o modă dezvoltarea personală? Mai nou? În ultimii 2, 3, 4 ani? Da, pentru că dezvoltare, toată lumea dorește să se dezvolte, toată lumea... Nu au apărut prea mulți dezvoltatori? Cu ghilimelele de rigoare? Ba da, și multă lume caută un psiholog sau un terapeut, dar nu vrea să recunoască că are nevoie sau poate sună ciudat sau poate se pare că cei din jur critică, dar ce problemă ai să mergi la un psiholog? Și atunci preferă un consilier de dezvoltare personală cu care să-și dezvolte problemele, care să-i ajute să găsească niște soluții. De fapt, vorba vine că ei vor găsi singur soluțiile. Doar tu l-aș să le vadă, nu? Exact. Același lucru pe care le face teoretic și un psiholog în mare parte. Și Dar metoda diferă. Cam înspre care îndelenicire din cele pe care tu le practici vine lumea să le guste într-o proporție mai mare? Care e majoritară când vine vorba de persoane, de trafic, de public? Din nișele pe care tu le stăpânești. Psihologia și astrologia sau psihoastrologia sunt cumva la egalitate. Persoanele mai tinere preferă psihoastrologia, persoanele trecute de o vârstă, să zicem... Cam care vârstă? Ei, 50-55 pe acolo plus, preferă, de fapt nu preferă de obicei nimic, dar dacă e trebuie merg la psiholog. În schimb, e un secret, ceva ce puțină lume știe. Eu aplic în egală măsură și psihologia și astrologia, în sensul că cele două se completează. De fapt, sunt același lucru pentru mine și doar o metodă psihologică îmi dă câteva informații în plus față de astrologie, iar astrologia îmi dă câteva informații în plus față de psihologie. De exemplu, nu mai trebuie să aplic atât de multe teste sau să purtăm discuții de
3 ore ca să ajung la o esență. Eu personal le folosesc pe ambele în același timp, iar persoane din fața mea, pentru persoana din fața mea, sunt ce vrea el să fiu, psiholog sau astrolog. Am văzut că oferi și consultații online. Cu care din nișele pe care le-am pomenit mai devreme? Doar pe partea astrologică și doar pentru autocunoaștere. Deci sunt persoane care vor să-și cunoască, de exemplu, aspecte din harta natală, ca să știe care sunt calitățile lor, înzestrările lor, ce aspecte ar putea îmbunătăți la ei, ce meserie li se potrivește mai bine, ce facultate ar trebui să urmeze, știu eu, aspecte concrete. Și pentru asta, da, merg și consultațiile online. Însă pentru ședințe psihologice și terapii, doar față în față. Îți plac rețelele de socializare? Da. Ești activă acolo? Da și nu. Suficient de activă? Depinde din ce punct de vedere întrebi. Al business-ului. Da, trebuie să recunosc că partea asta de informatică nu e punctul meu foarte, și postările și administrările de site-uri de... nu sunt punctele mele forte. Dar, mai mult strict decât... Dar sunt necesare prezențele... Sunt necesare. Profesioniștilor și în online. Exact. Pentru că mai nou, dacă nu ești acolo, nu existi. Pentru o bună parte din public. Da, așa este. Chiar pe Facebook, apropo de rețea de socializare, ai scris așa: fii realist, dorește-ți imposibilul. Poți să ți-l dorești, imposibilul? Bineînțeles. Sau cum ai traduce tu această maximă pe care este, sau care este pe imaginea ta de copertă de la Facebook? Nu așteptam să găsești eu poza aceea. Un psiholog bun, ca autoriul, da, iar corect. Astăzi vânătorul a fost vânat, nu? Dacă ne limităm, nu o să ajungem prea departe. Dacă credem că totul este posibil, într-adevăr este posibil. Și ce pentru cineva poate e imposibil, pentru cineva poate să fie posibil, cu condiția să creadă și să-și dorească. Iar realitatea nu o facem singuri. O facem cu cei de lângă noi? Ne-o facem cu cei de lângă noi, dar să alegem noi pentru noi, nu să aleagă ei pentru noi. Da, așa ar fi de preferat. Dar mă gândesc că unii se și lasă conduși în ideea în care aleg alții pentru ei, nu? Și nu-i cea mai bună. Din păcate, cei mai mulți se lasă conduși și... da. E un los necâștigător acesta. Exact. Raluca, pe final de one-to-one mă întorc la tine și la trăirea așa ta interioară până adâncul sufletului și te-aș întreba, Raluca de astăzi, ce ar spune Raluca-i peste 10 ani? Cea de astăzi, ce ar spune cele de peste 10 ani? Nu renunță la copilul din tine. Și copilul se vede des în Raluca de azi? De câte ori are ocazia. Și ori de câte ori simte că e locul propice și timpul propice pentru a refula copilul, nu? Da, și da, chiar aș recomanda tuturor să găsească acea stare de copil și să o trăiască cât mai des posibil. Unde te poate găsi lumea? Fizic, la clinica Dr. Alecu pe strada Cornel Ciugudeanu numărul 2, online pe site-ul shinethelight.ro, pe Facebook pe pagina Shine the Light sau pe bioguru.ro. Deci, atât că avem nevoie de rețele de socializare, da. Apropo de faptul că spuneai că nu prea îți plac. Raluca, mulțumesc tare mult că ai dat curs invitației. Ai spus mai devreme că înainte să vii aici,
Ai vorbit cu Raluca din tine și spuneai că ești nemulțumită de anumite aspecte și ea ți-a transmis toate gândurile bune. Ce o să-i spui Raluca-i interioare acum după ce pleci de la emisiune? Același lucru. Tot la fel, o să-i transmit toate lucrurile bune și... Da, a fost foarte interesant aici, frumos, și am fost atât de plinsă încât nici mi-am dat seama cât de repede a trecut timpul și nu am avut timp să mă gândesc la Raluca cea exterioară. A, deci doar Raluca pură, cea interioară a vorbit până acum. Da. Am înțeles. Acum mi-a adus aminte de Raluca cea exterioară și o să-i aranjez puțin părul și o salutăm și pe ea. Ne bucurăm că am putut-o duce pe Raluca exterioară înspre cea interioară și să o lăsăm pe cea interioară să se exteriorizeze. Raluca, mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc și eu de invitație. Spor, spor în toate. Nici nu știi cum e mai bine să urezi unui psiholog. Spor și lume multă, poate că și el și-ar dori să fie mai puțină lume cu probleme, mă gândesc. Chiar dacă este obiectul muncii și trăiește din asta. Da, și am preferat ca, sincer, ar fi de preferat să avem pacienți care să vină să mențină o stare de bine decât să vină cu o stare negativă și să încerce să găsească... Căci în prezent, în România, cam ăștia sunt pacienții voștri, da. Nu cei cu probleme. Da. Cei cu probleme să-ți fie cât mai puțini, cei care își întrețin starea de bine să-ți fie cât mai mulți și... Mulțumesc încă o dată pentru prezența. Mulțumesc și eu. Sper să ne vedem curând la noi discuții despre Raluca interioară, exterioară, mixul drag. Dintre ele. Aștept următoarea invitație. Cu mare, mare plăcere. Mulțumesc încă o dată și spor în toate. Mulțumesc, la fel. Să fim bine, căci despre bine am vorbit și despre calea până la bine. Și apropo de cale, suntem încă live pe Facebook. Pe paginile de Facebook One to One și Ovidiu Mita și de asemenea acest material va merge tot în online pe canalul nostru de YouTube One to One și de asemenea pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita. Cam atât pe astăzi, o plăcere să dialogăm, iată, cu un psiholog, cu Raluca Șandru Sarca și până data viitoare, toate bune! Spor în toate!